Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Așa cum vă spuneam la sfârșitul ediției trecute, am încercat și noi să stăm un pic liniștiți. Ne-am luat o vacanță scurtă. Tocmai de aceea, astăzi va fi o retrospectivă. Am încercat să luăm din tot ce am făcut anul ăsta, din toate colțișoarele prin care am umblat, ce ni s-a părut nouă mai interesant. În primul rând, figurile noi care au apărut în emisiunea noastră. Și altele. Cam atât. Vizionare plăcută! Ne-am obișnuit de ceva timp, dragi prieteni, să venim aici, la Gârbova, lângă Aiud, la prietenul nostru și al vostru, Ștefan Varo. Am avut de data asta o surpriză absolut deosebită. Am întâlnit-o aici pe Cristina, care este studentă... La agricultură, la Cluj, profil, utilaje agricole. Ce face? Ce poate să convingă o fată să-și aleagă un domeniu care acum, fără a fi misogin, este... cunoscut de toată lumea ca un domeniu mai mult masculin, bărbătesc. Da, într-adevăr, sunt singura fată din grupă, dar nu e o rușine asta. Dacă vrei, poți. Acolo învățăm despre tot ce ține de agricultură, despre utilaje, despre sol, despre producție, despre noile tehnologii, tot. Mai ales că am înțeles că este un profil nou, eu chiar am rămas așa un pic uimit, exploatarea mașinilor agricole sau cam așa ceva. Da, este exploatarea mașinilor agricole, a apărut anul trecut, și suntem noua generație. Da, dar aveți posibilitatea să învățați despre toate? Aveți toate dotările necesare? Da, la facultate, la noi, toate dotările, chiar cele mai noi utilaje, cei mai pregătiți profesori, pot să spun, care își dau silința. Deci, e foarte ok acolo. Recomand tuturor să meargă acolo. Mai ales că e o meserie de viitor, clar, fără discuție. Da, fără discuție. Agricultura este viitorul nostru. Putem avea o șansă de a avea un loc de muncă, mai ales în perioada aceasta. Oare faptul că e o afacere de familie, această apropiere de utilajele agricole, te-a convins să alegi acest profil? Da, recunosc că și acesta a fost un factor de motivare, dar a fost ceva nou și de aceea este și mai interesant pentru mine. Da, știai ceva despre utilaj atunci când ai pășit prima dată pe... Sincer, nu m-a interesat niciodată. Am mers acolo fără să știu care e șurubul, care e piulița. Am început de la zero, dar cu timpul am acumulat multe noutăți și am învățat. Am reușit chiar să știu chiar foarte bine. Deci, dacă ai reușit să ajungi la acest stadiu, înseamnă că ne poți spune și nouă ce trebuie să avem în vedere atunci când ne pregătim, așa cum vorbeam înainte de a începe înregistrarea, impropriu spus, de campania de primăvară. Dar omul lucrează când îl mai lasă bunul Dumnezeu. Ce trebuie să facem acum, în perioada asta? Păi, în perioada asta ar trebui pregătite utilajele pentru noua campanie. Cel mai bine ar fi ca utilajele în timpul de iarnă să fie ținute într-un adăpost, să nu ploaie pe ele, să nu lingă, să verificăm toate piesele, dacă e cazul să le schimbăm pe cele uzate, să le ungem cu ulei. Și să verificăm utilajul propriu-zis dacă funcționează, ca să ne putem apuca de treabă. Bun, așa poți să ne spui cam care ar fi, eu știu, piesa care se uzează cel mai tare la un plug, de pildă? La un plug, brăzdarul. Deci ăsta trebuie în primul rând avut grijă de el. Da, șuruburile să nu fie... Da, mai ales că în perioada asta secetoasă, când pământul e foarte, foarte tare, se întâmplă să se distrugă foarte, foarte repede, nu? Da, se rup foarte repede, se distrug. Văd că aveți aici, mai ales că faci practica aici. Da, de multe ori înainte de examene sau în timp ce învățam ceva, veneam aici, desfăceam, mă uitam ca să învăț liniștită. Să inclusiv un motor ai desfăcut. Da, în primul an a trebuit să învățăm funcționarea motorului, eu habar n-având, am venit aici, domnul inginer m-a ajutat, l-am desfăcut împreună, toate părțile, tot ne-am uitat la el. Și văd că vă extindeți bine de tot. Au apărut, dacă într-o primă fază, ceea ce însemna afacerea familiei Varo era mai mult pe utilaje și în general pe partea aia de second hand, au apărut foarte, foarte multe utilaje noi acum. Da, păi cu timpul utilajele și tehnologiile se reînnoiesc, nu trebuie să rămânem în urmă, România mai ales, țările celelalte s-au extins foarte repede, au inventat lucruri noi și mult mai practice decât cele vechi și ar fi bine să adoptăm și noi această treabă. Da, să mergem pe acest drum absolut normal. Da, nu trebuie lăsat așa, să rămânem cu ce-a fost în trecut.
Da. Deși mai... Deci acum, fi... nu, o spun eu ăsta, că născut mai de demult, mai avem nostalgii. Da, 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 ceva normal. Așadar, utilaje noi, tehnologie nouă. Mod de lucrare nou, întreținere nouă. Te-ai gândit să continui afacerea asta în momentul în care termin școala? Da, și normal. Acesta este un viitor foarte bun, asigurat și de viitor, cum ar fi. Așa este. Asta înseamnă că oamenii care vin aici, de acum încolo, vor avea un specialist care să... Pregătit, da, și cu cele mai noi cunoștințe în domeniu. Cristina, îți mulțumesc. Îți mulțumesc și eu sper că lumea va înțelege că trebuie să dăm gir tinerilor care învață exact lucrul ăsta noi. Lucruri noi, tehnologii noi și să progreseze țara noastră. Da, și cei din generația ta ar trebui să învețe acest lucru foarte, foarte important. Da. Și acum noi cei tineri să continuăm drumul acesta. Îți mulțumesc mult, mult, mult succes! Mulțumesc! La târgul de Strătene de la Hațeg îi promiteam lui Dinu că venim să vedem exact ce înseamnă căprițele lui de aici de la Valea Dâljii. Cum e cu ele? Deocamdată, mulțumesc Dumnezeu că este bine pentru menținerea și traiul nostru a familiei, ne descurcăm cu ce avem acum. Atunci am încercat noi să vorbim, dar hai să luăm așa mai pânderete, mai ușor cu ele decât cu oile. Din punctul meu de vedere, da, am mai spus și la târg, mi se pare un pic că e mai ușor cu oile. Într-adevăr, cu orice animal este muncă, dar v-am spus, opinia mea că cu caple un pic mai ușor ca cu oile. Și cu oile este muncă, cu vacile, cu orice animal e muncă, da? Dacă ne-am obișnuit cu capre, avem, v-am zis, de peste 15 ani, suntem crescători de capre, ne-am obișnuit cu ele și mi se pare că e mai ușor un pic cu capre ca cu oile sau vacile. Da, dar și ele sunt niște animale absolut deosebite. Mărturisesc, de fapt, cred că eu știu, eu am și eu vreo două acolo pe acasă, numai de dragul lor, pentru că sunt niște viețuitoare absolut minunate. Greu să stai cu ele pe sus, că sau nu e chiar așa de complicat, că trebuie scoase. Azi, mâine dau mugurii și atunci ai... Mai durează o săptămână, două. Pentru mine pot să zic că am un avantaj, că l-am pe taică-meu care mă susține. Deci nu am om plătit la ele, mere taică-meu fiecare zi cu ele. Și pe mine asta mă ajută foarte mult, că atunci am timpul la dispoziție să fac celelalte treburi și celelalte treburi le fac cu familia, cu soția, cu mama, cu copiii. Trebuie să lucrezi și pământ pentru ele, să le pui în iesle? Da, lucrăm pământ, punem porumb, grâu, fân facem. Am încercat de vreo două ori, acum n-am reușit cu niște culturi de lucernă, vreau să cultiv, am ratat, a fost secetos și n-o răsărit doi ani la rând acum. Încercăm și anul ăsta să vedem și cu fân atâta și cu boabe. Stăteam de vorbă și de fapt chiar în emisiunea în care o să apar și tu, cu un gospodar din Sântu Halm. Cu el vorbeam acum vreo 4 ani, era foarte, foarte optimist. L-am văzut acum un pic apăsat de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cum vezi tu tot ceea ce se întâmplă? Ce pot să spun? Eu văd lucrurile că au început să se miște din punctul meu de vedere un pic lucrurile. Pentru cine a vrut să facă ceva, eu zic că cu subvențiile care au fost acum, cu proiectele, cine a vrut să facă ceva a avut posibilitatea și sprijinul pentru cine a vrut să se dezvolte. Ai accesat vreun proiect? Până la ora actuală nu am accesat niciun proiect, doar din subvențiile pe teren, din ce subvenția pe animale. Avem de gând să vedem când se va începe ciclul de proiecte, să vedem, să facem un proiect pentru dezvoltarea fermei. Se vorbește, acum așteptăm să vedem și concret, că de zvonuri eu unul m-am săturat. Se rostesc niște sume foarte importante pe instalarea tânărului fermier și s-ar părea că acolo se încearcă să se apese un pic pe accelerație. Am auzit, ne-am interesat și noi prin relație, prin cunoștințe, că s-ar da niște sume frumoase pentru instalarea tânărului fermier. Dacă o să fie ceva concret, o să încercăm. Implică câteva modificări în ferma mea, pentru că eu, fiind fermier de cel puțin 10 ani, toată exploatația fiind pe mine, trebuie să mut toată exploatația pe soție, ca să fie instalarea tânărului fermier. Da, te vezi, din păcate,
te aduc în situația asta de a recurge la tot soiul de subterfugii. N-ai 40 de ani. Să mă ierte Dumnezeu, de ce n-ai putea să mergi mai departe, să mă rog, n-are rost să luăm acum la pureca totul. Eu zic că ar putea să fie un pic mai moale. Numai că ăia de sus sunt un pic rupse de realitate. Nu, ei nu prea știu ce înseamnă capra. Nu știu, pentru că acolo sunt mulți oameni care nu au văzut niciodată, poate, realitate, o fermă de animale și ei judecă și calculează din punctul lor de vedere. Gândesc că acolo ar trebui niște oameni care umblă pe teren, care cunosc, care sunt domeniu. Că s-au făcut destule ezitări din greșeala unor oameni, cum ar fi subvenția pe bivolițe. Sunt bivolițe în România și nu se ia subvenție din cauza că s-au ezitat să se spună la Uniunea Europeană și câte toate care pe noi ne afectează. Așa este, și din păcate s-au pierdut foarte multe, s-au pierdut rase care le-au registrat alții ca și cum ar fi fost a lor, deși au plecat de aici, de la noi, și multe, multe, multe altele. Ce trebuie să facă omul de aici, de lângă coada vacii, cum spunem noi, ca să-i fie un pic mai ușor, fără ajutorul celor de sus? S-ar putea descurca sau, până la urmă, tot trebuie să depindem de ei? Eu zic că s-ar putea descurca. În primul rând, trebuie să ai sprijin din familie, să fie o familie unită, să mergi toți pe linie. Creștem capre, creștem toți capre. O să vedeți la mine că nu mai am alte animale, nu am vaci, nu am doar porci și capre. Porcii țin pentru zărul care rezultă de la brânza de capră. Și depus în farfurie. Și eu zic că dacă te ții de un singur sortiment și mergi toți într-o direcție, ai putea să te descurci fără să depinzi de statul român. Sunt mulți care încearcă să demonstreze că, vezi, Doamne, micile gospodării trebuie să aibă de toate. Uite, o idee foarte interesantă. Mono, nu cultură, că așa s-a alții, o creștere unică, deci numai în zona asta. Noi am ales de vreo 5 ani numai capre, pentru că automat, având și vaci, având poate un cal sau alte animale și oi, deja implică să te împărți în mai multe lucruri și atunci faci 5 și nu le faci niciuna bună. Și atunci am hotărât de comun acord împreună ca familie, am vândut vaci și a rămas doar pe capre. Am mai crescut un pic efectivul și ținem numai de capre. Valorificarea? Valorificarea merge foarte bine, inclusiv carnea de ied, brânza, laptele. Am mai spus și la târg atunci când am fost la Hațeg, am un sistem de piață, livrări la domiciliu, clienții mei, care țin legătura permanentă cu ei și o dată pe săptămână, acolo să încerc de două ori să văd, o dată pe săptămână fac livrări la domiciliu. Începe lumea să-și dea seama că produsul de capră e, o spun toți, mult mai sănătos, mult mai bun pentru noi? Acum da, deci de vreo 3 ani început lumea să realizeze ce înseamnă brânza de capră, cașul de capră, carnea de capră. Până aici am avut mari probleme cu desfacerea produselor, dar acum de vreo 3 ani merge chiar nu bine, foarte bine. Dacă pentru o bună perioadă era produsul din lapte de capră era considerat așa un produs de nișă pentru o anumită categorie de consumatori. Pare să că începem să ne dăm seama că nu e chiar așa. Exact așa. Multă lume au mai ieșit dincolo în Occident, mai ales Franța, Elveția, unde se consumă foarte mult și au văzut ce înseamnă produsele de capră și au venit înapoi în țară, s-a schimbat un pic mentalitatea aceasta de produse de capră, în ghilimele, să fie speriați de ele. Acum, v-am spus, sunt foarte căutate, chiar de acasă ne sună multă lume și iarna asta foarte mulți clienții noștri le trebuiau brânză, din păcate, n-am putut să stocăm decât pentru noi, n-am putut să stocăm deloc brânză pentru iarnă. Ceea ce îți dă, cred, așa un soi de liniște, ca să mergi mai departe fără a fi stresat. Exact așa, că acum, spun eu, acum vreo 5 ani am fost cu toată turma la târg, din motivul ăsta am vrut să le vând toate, că nu puteam desface marfa, aveam foarte mult telemea, 4-500 de kilograme de telemea pe stoc, să strica, nu puteam să vedem de ea și am fost la un târg la pui cu toată turma, am vrut să le lichidăm definitiv. Așa a fost să fie să nu le putem vinde și chiar în următorul an treaba a început să meargă și mulțumim Dumnezeu, v-am spus, merge foarte bine. E o plăcere să stai de vorbă cu oameni care trudesc, pentru că, de fapt, aici e
tot micul mare secret al reușitei. Familia Mihonesc din Peștișul Mic, pornim la drum cu Mihonesc Senior. Nu vorbim despre administrația locală, știu că sunteți și viceprimar, vorbim despre dragostea de pământ, de animale. De unde? Din familie, din moș strămoș. Începând cu bunicul, cu tata, cu s-a ocupat de creștere de animale, de pământ, de agricultură, de albine, de tot ce aparține de sat. Bun, ați rostit cuvântul care ne-a adus aici, albine. Frumoase, se văd sănătoase. Da. Cum a fost? Că a fost o perioadă suficient de complicată și anul trecut și iarna. Am avut o secetă anul trecut destul de mare, o iarnă și o primăvară grea, mă înțelegeți? Deci când e primăvara grea și iarna grea, stupii ies aproximativ slabi, cu greu primăvară capricioasă, albina simte culesul natură, pleacă, nu se mai întoarce, cade jos, să răcește, nu se mai întoarce în familie să slăbesc. Noi am avut și mulțumim la Dumnezeu pentru că ne-a ajutat și am ieșit bine. Deci bine spre foarte bine. Albina e sănătoasă, pierderi puțină, nici 5%, 2-3% probabil. Ne bucurăm să auzim lucrul ăsta. Spuneați de bunic, de tată, dumneavoastră, și se duce așa prin generații dragostea de muncă, dragostea de animale, dragostea de albine. Deocamdată ne oprim la acestea, la Marius, tânărul care se pregătește să plece și în pastoral cu ele. Dacă ne ajută Dumnezeu, plecăm acum cât mai rapid. Încercăm să ajungem la rapițe, pentru că primăvara a fost destul de târzie și atunci albinele sunt slab dezvoltate. Așteptam să fie la ora actuală vreo 7-8 rame de puiet, speram să fie. Sunt undeva la 3-4 rame de puiet și atunci vom pleca la rapiță, unde sperăm să se dezvolte mult mai bine, un cules pregătitor pentru salcâm. Deci rapiță în primul și în primul rând și apoi salcâm. Prin ce zone? Rapița încercăm undeva în zona Banatului, deoarece în zona Olteniei, fiind seceta de astă toamnă, nu au riscat să înființeze culturi de rapițe și atunci am găsit doar culturi de rapițe doar în zona Banatului. Gătaia, undeva spre Dudești Vechi, pe acolo sunt culturi. Nu sunt culturi foarte mari, deci nu sunt sole mari. În schimb, stuparii se vor aduna foarte mulți. Nu avem un cules, am investit foarte mult să le dăm miere la albine ca să ieșim în primăvara asta lungă și atunci trebuie să facem această deplasare, care intervine cu foarte multe costuri. Aici voiam să ajung pentru că, într-adevăr, sunt practic tot ce înseamnă de la pregătire și până la ajunge acolo, trebuie să scoți tot timpul din buzunar. Cam cât, dacă nu e un secret, cam la cât ajung costurile pentru o deplasare? Mai nou, deja nu mai știm ce înseamnă toată chestia asta, fiindcă în primul și în primul rând începem să facem actele. Actele sunt deja scumpe, tot felul de autorizații, autorizații de pastoral. Mai nou am auzit că se pregătește o nouă lege în care să cerem autorizații și de la primăria în zona în care vom merge. Și după aceea motorină, revizii la camioane, asigurări, roviniete. Deci toate chestiile astea costă mult prea mult și nu suntem subvenționați deloc. Mai mult acum avem și un impozit și nu avem subvenție deloc. Știu, e o durere. Acum n-am ce face, trebuie să stau de vorbă și cu reprezentantul administrației locale. Chiar sau n-au venit încă nimic oficial pe linia asta cu autorizări de oameni care vin să, eu știu, să pască cine. La noi cazul să vină oameni în pastoral. Noi chiar că suntem mulți apicultori la noi în comună, mulți, mă înțelegeți? Și nu se practică pastoral. Noi stăm chiar iarna, toamna, iarna stăm aici și pe vreme de plecat la pastoral plecăm toți în toate zonele țării, începând în Mehedinți, Caraș, Alba, Banat, în special partea a doua verii, Floarea Soarelui, Banat. Și salcăm undeva în sud sau? Păi din sud, de la Mehedinți plecăm încoace, pe înflorire, mă înțelegeți, deci cum ar veni. Mehedinți, Gorj, Unedoara, Alba, fiecare cum se gospodărește, cum s-ar zice. Ce trebuie pregătit pentru ele în mod special? Acum lăsăm la o parte mașinile pentru care trebuie făcute toate costurile de care vorbeam ceva mai devreme. Pentru ele, efectiv, ce trebuie făcut? Ce le recomandați celor care, eu știu, acum se pregătesc să plece în pastoral? Păi, în primul rând, ca să pleci în pastoral, trebuie să ai albine și miere. Să fie sănătoase și să
Fie cum spune Marius, ar fi bine să fie minim 5-6 rame de puiet ca să meargă la salcâm, să fie producție. Da, bine, dacă dă Dumnezeu și va fi vreme bună și să fie temperatură optimă și te trebă, merge cu 3, 5, 7 rame, 8 rame, ar fi bine. Bine. Cam cât se poate strânge într-o deplasare de genul ăsta? Sincer, nu știe, Dumnezeu știe, deci nu se știe niciodată, nici estimativ așa, numai după familie puternică, după vreme, după temperatură, după ploi, după ce se întâmplă. Trebuie să fie mulțumitor să 15-20 de chile de miere de salcâm, dacă dă Dumnezeu să fie bine. Deci, cu 20 de chile de miere adunate la o familie, dar bine, ar fi extraordinar. Să dea Dumnezeu să fie așa. Plecați de acolo din câmp unde erau pregătit o parte din stupii care pleacă în pastoral, ajungem și acasă la familia Mihonescu, unde e partea logistică, așa e, Răzvan? Partea logistică, care e necesară la fel ca și partea cu apicultura. Deci fără logistică nu putem ajunge cu stupii la rapiță, la salcâm, la floarea solului, niciunde. Ce înseamnă de fapt ceea ce faci tu acum? Bun, trecând peste verificările motorului și așa, ce pregătești? Deci mașinile stau foarte mult neutilizate pe timp de iarnă. Asta este esențialul la ele. Ele se uzează moral. Deci nu lucrează atât de mult cum ce lucrează pe celălalt de vehicul tip tir. Încercăm să le gresăm, să facem schimbul de ulei și filtre care se face la început de primăvară și toate ca să nu avem probleme cu poliția. Aia în primul rând. Deci aia ne omoară dacă nu sunt. Da, dar uite, circul cu ea, eu știu, 2-3 luni pe an. Dar plătești rovinieta, plătești absolut toate taxele, ca și cum mai produce fest ca orice alt transportator. Da, deci rovinieta putea să ne mulțumească cam 99% din țara asta, pentru că rovinieta pe o zi este datorită apicultorilor, care a mers cu alai mare la București. Cu șalba îmbrățap. Cu șalba îmbrățap, când n-a avut de ales. Și am făcut o cerere. Domnilor, noi circulăm 12 ore pe noapte și staționăm și o lună, dacă putem, să stăm la floarea soarelui sau la salcâm. Nu ne ajutați cu nimic dacă ne băgați mâna în buzunar. Deci ne băgați mâna în buzunar, la fel ca o mașină care circulă non-stop, care produce bani la o firmă, nu? Care face transporturi. Noi dacă nu facem transport, doar 12 ore, ce rost ai să plătim rovineta un an sau 6 luni? Deci i-am rugat frumos, din ce am văzut se poate. Se poate, dar tot așa, cu alai mare la București. Deci dacă ne mai trebuie ceva, mergem cu alai mare la București. Da, poate că ar trebui să o facem mai mult și în multe zone și activități astea agricole să se ridice un pic, oamenii să spună exact ceea ce îi doare. Ar putea duce un camion de costum să duc în fața la guvern, nu știu. Nu le-ar zica, dacă și alergici ca mine, s-ar putea să fie niște mici probleme. Înăuntru, ce ai pregătit? Noi o să filmăm pe urmă, dar ca să știm ce filmăm. Deci în spate, la stupi contează volumul foarte mare. Stupii nu sunt un obiect greu. Deci nu au în kilograme, să zic, o medie de 60 de kilograme pe stup. În spate să fie volumul cât mai mare, adică să ne putem deplasa nu de mai multe ori. Motorina e scumpă, la 6 lei nu te prea poți alimenta cum vrei tu cu o motorină. Și volumul să fie mare, deci să transportăm mulți odată. O noapte, atât. Deci o noapte ajungem cu ei acolo, camionul rămâne lângă stupi, pentru că la noi când s-a terminat, a doua zi nu mai vine floarea să mai dea mai mult nectar ca în prima zi. Și automat trebuie să meargă totul bine. Cheie și plecăm mai departe. Și după camion mai puneți și o rulotă în care aveți și cealaltă jumătate de logistică. Rulota, să zic așa, a fost un pic de evoluție de la sistemul de pavilion apicol vechi. Și dacă știți, erau stupii în spate, cabina în față. Bine, era un sistem învechit, părerea mea, care am avut o discuție cu niște prieteni austrieci de ai mei și mi-au zis în felul următor, zice, ce aveți voi aici sistemul ăsta? Este un sistem rudimentar. Zice, de ce n-aveți după remorca propriu zisă care ați văzut-o în câmp, zice, o rulotă mică. Ideea mi s-a părut foarte, foarte. La început nu avea nimeni, rulota are vreo 3 ani, să zic așa, și când ne-am văzut cu ea că dăm pavilion, ne-a întrebat lumea, zice, de ce o vindeți un lucru și luați altceva? Zic, să încercăm altceva. Rulota are un aragaz, are un frigider, are propriu gaz, tot. Deci este o evoluție în confort, să zic așa. O evoluție în confort față de ce a fost înainte. O izolație cu Tego foarte subțire în care temperatura de afară era cu 2 grade mai mare, să zic, asta dinăuntru nu era nimic special în ce a fost mai de mult. Încercăm să evoluăm cât putem, dar încă un vehicul în plus, încă niște taxe, încă niște întreținere și la aia tot logistică. Tot logistică, dar
în spate se află de fapt altceva, mult mai important, trecând peste taxe, impozite și tot, plăcerea de a munci. Dacă nu-ți place să muncești pentru un lucru, nu-l faci bine, părerea mea, în orice. Dacă nu-ți place lucrul, nu să faci niciodată bine. Și poate mai bine să nu te apuci de el. Mai bine să nu te apuci. Ambiția e mare. Multă lume pleacă, dacă ați văzut în ultima vreme, cum au fost și măsurile și alea, luăm 50 de stupi, da? Care sunt un efort financiar mare. Luăm 50 de stupi și la anul plecăm cu ei. O să facem 100, o să facem 120, niciodată. Am plecat ca și familie, taică-mi eu cu 2 stupi. Să avem miere în casă, noi fiind foarte mici, nu știam ce salbine, nu știam, ne speriam și noi ne uitam la ele. 2 stupi. Și mă duc o cifră mult mai mare. Tocmai pentru că a început să ne placă. Nu mierea, mierea, credeți-vă că nu, cum că mare gustul din copilărie. Pe care o știți pentru apicultor, mierea amară. Cam amară a rămas. Ăsta e. Ambiția de a munci, dar nu atât, plăcerea. Ambiție trebuie să fie. Câteodată ambiția ține loc de talent, nu? Dar trebuie să-ți placă să muncești. Orice plus, partea logistică se poate mai murdară decât la zupe, frate meu, dar tot așa, plăcerea. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Primăria și Consiliul Local al Comunei Băcia, în colaborare cu Asociația Locală a Crescătorilor de Păsări și Animale Băcia, vă invită duminică 22 septembrie la cea de-a 13-a ediție a târgului expoziție Bălțata Românească. Societatea comercială F&F Tiger 96 Comserele Sunt Andrei vă oferă servicii profesionale de coșerit, hornărit, curățare, sobe de teracotă, centrale termice și cuptoare pentru pizza. F&F Tiger 96 Comserele execută și intubări de hornuri, precum și lucrări de montaj de hornuri și șeminee. Toate lucrările sunt executate folosindu-se scule profesionale și tehnologie de ultimă generație, în condiții de maximă curățenie și cu garantarea calității. Gândește-te la siguranța casei tale și a familiei tale. F&F Tiger 96 Comserele. Meserie veche, tehnologie nouă. Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine Dacia vă invită duminică 29 septembrie la sărbătoarea oierilor hunedoreni, prilejuită de o nouă ediție a târgului expoziție de oi de rasă țurcană de la Costești. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus. Societatea comercială Florust Forest SRL Hațec vă oferă servicii de curățire și igienizare a pășunilor, lucrări de îmbunătățiri funciare, exploatări forestiere și lucrări peisagistice. Florust Forest SRL Hațec execută adăpători pentru animale, fântâni și drumuri forestiere și prin pășuni. Florust Forest SRL Hațec. Știm ce trebuie făcut, știm cum trebuie făcut. Dar păi, dragi verișori, eu nu am mai umblat pe lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și n-am dreptate să nu-mi duceți verișori. Asta chiar au gust, mă! Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva organizează în ziua de 18 septembrie 2013 ora 13 la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, sala Liviu Oros, o manifestare comemorativă consacrată împlinirii unui secol de la moartea celui care a fost pionierul aviației române, Aurel Vlaicu. Primăria Municipiului Deva, prin Serviciul Public, Administrare, Piețe, Târguri, Cantine și Centrul Cultural Drăgan Muntean, vă invită la Ziua Recoltei, între 27 și 29 septembrie. Aprovizionează-te, savurează preparate culinare și băuturi tradiționale. Ascultă artiștii preferați în fiecare din cele 3 zile. Invitați speciali, bucătarii de la hanul Fehertoi Holașciardo din Szeged, Ungaria, care vor găti renumita ciorbă de pește. Între 27 și 29 septembrie, Primăria Deva vă așteaptă la Ziua Recoltei. Belșug
în cămara ta. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. De ceva timp, oameni buni, am auzit vorbindu-se despre belgianul de la Bretea. Am mai încercat o dată să ne apropiem, n-am reușit atunci, dar uite că a venit și momentul în care cunoaștem familia Caraman Leonard, de aici din Bretea. Și stăm de vorbă cu Francis, belgianul de la Bretea. Cum e în România? Bine, bine. Ce înseamnă agricultura pentru familia voastră? De fapt, cred că ăsta e punctul de plecare cel mai bun. E, pentru mine e o plăcere, cum să spun, noi sunt și din partea mea, din Belgia, am crescut într-o fermă și acolo, mi-a plăcut și mi-a fost dragostit de tot și la urmă am ajuns aici cu soția mea și am zis, hai să încercăm aici și cu greu. Ca să lucrezi 400 de hectare, că am înțeles că atâta lucrați, îți trebuie utilaje. Și aveți. Mulțumesc lui Dumnezeu, văd că aveți. Sunt suficiente sau vă gândiți să încă să mai lărgiți parcul? Până acum sunt suficient. Între doi oameni avem utilaj mai performant și ne descărcăm acum. Acum, 3 ani trecut, am renunțat plug. Da, lucrați cu scarificator, am văzut. Da. Minimum utilaj, așa. Și dăm în toamnă un scarificator și un disc greu și atâta. Și în primăvară mai un disc și lasem în altă. Merge bine și merge rapid și reducem combustibil mult. Aia e important, si. Ceea ce e așa, cum zice românul, by the book, după carte, nu întotdeauna e asta. Se mai pot face adaptări. Da. Eu zic, fiecare fermier trebuie să vadă cum pentru el, știi, depinde în ce zonă ei, cum merge, știi? Și practic aveți efectiv tot ce aveți nevoie pentru a lucra cele 400 de hectare. Da, avem nevoie, da. Da, apropo. Deci până la urmă tot mai găsim ceva, dacă stăm să ne gândim. Da, un pic, la urmă, când mai avem bani în plus, mai cumpărăm. Carla, omul crescut lângă pământ nu putea să se depărteze foarte, foarte mult. Sunt convins de asta. Și ascultam ceva de vreme înainte de a începe înregistrarea, cu câtă pasiune vorbesc despre pământ. De fapt, ce înseamnă pământul pentru sufletul românului? Ce este mai greu pentru român este că bătrânii, vreau să spun la sat, cum suntem noi, ei ar vrea să lucreze, dar nu mai pot. Și atunci noi am venit cu ideea de a lua pământ în arendă și foarte greu, foarte, foarte greu a fost să-i convingem și să spunem că nu suntem colectiv și că ei pot să-și ia pământ oricând înapoi. Și totuși în 5 ani de la 60 de hectare, am început cu 60 de hectare în primul an, după 5 ani avem 400 de hectare și sperăm să ne mai extindem dacă mai putem. Dar problema este că avem utilaje destul de performante, noi lucrăm doi oameni 400 de hectare. Problema este că dacă ne-am extinde, n-am mai putea să lucrăm singuri. Și am căutat oameni tineri să lucreze, dar cred că este o problemă. Există o problemă, într-adevăr, poate un chestie de aia de mentalitate. Că e mai ușor să stai pe un colț de scaun la o crâjmă decât pe tractor. Mai există și celălalt aspect. Chiar dacă nu sunt foarte, foarte tineri, nu mai sunt oameni, nu mai sunt specialiști care să știe să lucreze pe utilaje. Da, asta este adevărat. Asta este adevărat. Și nu își dau seama că nu trebuie să fie bruți cu utilajele și asta, pentru că sunt foarte simple, au toate condițiile.
Și ei nu sunt obișnuiți și de aceea deocamdată lucrăm așa în doi și dacă o să încercăm noi, adică eu aș vrea ca cine este interesat să vină aici să colaborăm și să învețe ceva de la soțul meu care este foarte priceput în ceea ce face. Până la a vedea ce înseamnă priceperea pe utilaj, mai există, că tot vorbeam de mentalitate, mai există mentalitate și spuneați că a fost foarte greu să strângeți oamenii, să formați acest teren cât de cât compact. Cum e în Belgia? În Belgia e mult diferit. Acolo fermierii sunt mai mici și ești mai mult fermier din familie, știi? Și acolo tot de neună a fost așa și nu vrea să schimbe. Așa rămâne și Cam cât de mult ajută statul belgian pe fermier? În sens la subvenții din asta nu prea mult ajută, nu puțin. La majoritate din subvenții european, dar rest stat nu prea. Deci se implică mai mult pe partea de legislație ca să-i dea un pic de libertate fermierului să se miște? Da. Ești mai mult pentru fermier, un pic. Înțelegeți? Deci nu bani, ci legi corecte. Ce înseamnă, de fapt, munca a 400 de hectare de teren? Da, munca noastră este împărțită, să zic așa. Eu mă ocup cu pregătirea terenului și cu recoltare și soțul meu semănat și erbicidat. Deci eu trebuie să fiu foarte dimineață în câmp, să pregătesc terenul, că vine domnul să semene și totdeauna nu-mi place să stea în spatele meu. Și începe de pe la 6, când avem treabă, și până seara târziu, la 11, 12, 1, 2, 3 săptămâni, câteodată, în fiecare zi, același lucru. 16 ore pe zi? Da, 16 ore pe zi. Și multă lume la început, când m-au văzut pe tractor, au zis, ce vine și asta cu... Dar pe parcurs, oamenii au văzut că fac treabă bună și fac... Deci îmi place ceea ce fac. Sincer, îmi place ceea ce fac. Se vede efectiv din ochi. Din ochi se citește această pasiune. Greu să ai o femeie cum e Carla lângă tine? Nu e foarte ușor. O învățat foarte rapid și nu mă trebuie să spun nimic. Ea merge, face treabă și merge bine. Fiecare știe ce are de făcut. Fiecare știe ce are de făcut și aveați dreptate mai devreme. Câteodată chiar ne întâlnim, numai întrebăm unde ești mâine, acolo și a doua zi din nou. Opniu, să zic așa, în Nederland. Așa este, zile lung, dar asta e. Da, și când strângi recolta și, de exemplu, dacă eu sunt pe combină și când văd acolo că este, ai așa o satisfacție deosebită. Ai o satisfacție, nu știu, la început. În primul an, să știți că am fost foarte speriată din toate punctele de vedere. Bine, agricultura am făcut așa cu sapa 20-30 de ani, nu... Dar la cultură mare este altceva, este altceva. Corina, încep să se vadă roadele. Încep să se vadă, da, bine v-am regăsit, bine ați venit la mine. Oricum o să vă aștept și peste vreo lună, două, să vedeți mai frumos, să vedeți, o să fie mult mai frumos. Ce vreau eu să te întreb, cum a mers timpul pentru ele? Că a fost o lună cam ploioasă, nu-i supără? Nu i-o supărat și nu-i supără pentru că noi am avut noroc, chiar înainte de ploi am stropit. Am apucat să le facem un tratament total și de insecticide și de fungicide și acum suntem liniștiți până se termină ploile și când se vor termina ploile atunci ai mai repetăm tratamentul, așa că pentru noi e foarte bine că plouă. Și pentru noi și pentru ei. Da, și mai ales pentru ei, acum așa au tot ce le trebuie, se pregătesc de seceta care sigur va urma după ploile astea. Acum nu ne speria care așa de tare, de fapt ne sperie meteorologii înaintea ta. Meteo, nu eu vă speriu, eu mă uit și vă spun numai ce zic la meteo. Ce urmează, în afară de tratamente, mai trebuie făcut ceva sau aștepți doar să se coacă? Noi nu mai facem câteva tratamente, dar numai strictul necesar de acum încolo, că nu vrem să-i îmbuxim de tratamente, să scoatem un produs chimic, noi vrem să scoatem cât mai natural, cât mai ok.
Noi nu mai facem nimic, nu suntem ca la carte, suntem un pic atipici, da, pe experiment, să vedem cum e dacă facem așa, cum e dacă facem invers, noi cam pe asta ne axăm. Încercăm să facem cât mai natural, să lăsăm pomul să-și facă treburile lui, că e cel mai bine. Ce o să mai urmeze numai în toamnă, ce o să-i ajutăm noi, un pic de îngrășământ natural. La... Da, ei au învățat de la bunul Dumnezeu ce au de, da. de făcut. Da, chiar ori învățat, chiar s-au adaptat. V-am spus, deci în mod normal experții spun că se fac cam 16 tratamente în timpul anului. Noi încercăm să ne rezumăm la 4-5 pe 12 luni. Câte soiuri ai? Ida Redu, Jonathanu, Starkinsonu, Goldenu, Generosu, Florina, Voinea, Prima, Zmeri. Avem și peri. Perii, nu știu să vi le spun toate soiurile, că le-am luat așa un amalgam. Ce avem foarte mult de iarnă, soiurile acelea de iarnă, pergamutele. Da. Am, cred că, 50 de bucăți de pergamute. Și mai e și reș pe aici, niște nectarini, piersici. Și toți arată foarte bine. Da, chiar arată. Ce nu o mers anul ăsta, au fost caișii, au înflorit chiar în perioada ploilor și nu au fost nici insectele, au fost și ploaia, le-au stricat rodul. Da, avem cât să ne facem poftele să mâncăm o caiză. La... Da, vezi că, din păcate, perioada de polenizare a lor care s-a cam ratat. Da, pe aia au fost. Deci chiar în perioada de polenizare la caiză, atunci au fost ploile și eu cam... oprit. Dar nu-i nimic, că am avut anul trecut, deși acum mai avem dulceață, nu-i problemă. Unul dintre motivele pentru care am vrut neapărat să vin, am vrut să văd cum s-au dezvoltat, și o să mergem să filmăm, plăntuțele de goji. De ce? Pentru că foarte puțină lume știa de goji până în urmă cu ceva timp. Aici prin zonă, cu tine am vorbit prima dată. Mai nici n-am apucat noi să vorbim și începură să apară pe tot soiul de reclame cât de benefic e fructul de goji. Cum e cu el? Cum să fie? E bine, zic eu, având în vedere că am ratat una dintre perioadele lui, etapele de creștere a lui, adică trebuia să le separ, să le pun pe fiecare în ghive separat. Am ratat partea asta și au stagnat un pic. Dar acum am făcut altceva, i-am scos afară, i-am pus frumos afară, o să-i vedeți acolo la solare, i-am scos afară. De cred că au 2 sau 3 săptămâni de când sunt afară, s-au prins toți, dar i-am pus tot așa, deci cum i-am scos din ghiveci, am pus ca să nu le strig rădăcinile, că erau unii mici, așa, dar s-au dezvoltat. Acum m-am mai documentat pe internet, trăiască internetul și informarea, și acum trebuie să mă apuc de copilit la ei, că un pic că se aseamănă cu roșiile. Trebuie copiliți lăstarii, când ajunge la o înălțime trebuie tăiat vârful ca să-i lăsăm ranificația care se face aproximativ ca la măr, ca la pomii fructiferi, adică poți să lași palmat, poți să le lași 3 ramuri, 5 ramuri, 6 ramuri, depinde cum vrei de înalt. Acum, anul ăsta e experiment, să sperăm că ne și iasă. Și de la anul deja ne-am dotat cu furtun de picurare, avem loc unde îi plantăm, îi așezăm, acum să vedem ce iasă. Ai gândit în perspectivă partea de valorificare, având în vedere că, uite, se demonstrează că e un lucru care ar putea să fie benefic pentru cei din jurul nostru? În perspectivă, la ce am acum și dacă dă Domnul să crească ce este, deja avem numai cunoștințele care ne-au spus, faceți că le luăm noi, nu mai ajungeți în magazin cu ele. Deci, deocamdată, pentru ce avem, este. Dacă vedem că merge bine și că ne descurcăm cu producerea și așa, atunci o să trecem la un alt nivel. Deocamdată, la nivelul la care ne gândim noi, este ok. Uite așa, din exemplu în exemplu, din model în model, poate s-or mai trezi și ceilalți tineri la viață. E nevoie. Ar fi bine, că dacă dați așa o perspectivă aici, așa, o să vedeți că jumate e mult spus lucrat pământul. E foarte puțin pământ lucrat. Și stă pământul și chiar și noi am vorbit aici în unele locuri să nu-l cumpărăm, să, măcar să lucrăm. Nu, zic că stă bine acolo. Și atunci, puneți mâna, fraților, și lucrați, nu așteptați să vă vină de-al
ce din cer, când mui melodia, să cadă bani din cer. Nu, ca niciodată, puneți mâna și lucrați, că așa se face treaba. Și dacă pune unul acum, unul mâine, unul poi mâine, îi dăm drumul la treabă, dar altfel nu. Noi, în final, aici, în zonă, suntem noi și cred că mai este încă cineva care mai face așa de vârsta noastră agricultură. Restul... Domnule Venter, iată, ne-am ajuns și aici la Băcia și vrem să vorbim scurt, concret și la obiect despre unul dintre cele mai importante aspecte. Ne dorim toți o hrană sănătoasă. Vorbim și se vorbește atât de mult despre agricultura ecologică. Dumneavoastră faceți legumicultură ecologică pură. Cât e de greu? Nu este greu, este foarte greu. În primul rând, trebuie să-ți protejezi tot arealul de dăunătorii care îți vin din exterior. Nu poți să intervii cu substanțe chimice, doar cu substanțe ecologice, care acum ai stropit, acum poți să mănânci. Dar, în schimb, stropitul se realizează foliar odată la 6 zile, care e mult mai des decât cei care dau odată, au scăpat de insecte, goange, dar toată substanța asta se răspânge și asupra plantelor și care o asimilăm în organism și de aia avem coadă la oncologie. Cam asta este, din păcate, însă noi nu ne dăm seama că nu poți, domnule, să omori insecte și să mănânci sănătos în același timp. Ori aceste tratamente care le faci săptămânal și plus alte ceaiuri care le facem și macerat din plante, da, care bazinele în care avem bazinele, da, macerat de plante, macerat de urzică, macerat de coada calului, care le dăm atât foliar cât și prin picurare. Da, de unde toate rețetele astea? De unde le-ați aflat? Întrebăm, am fost chiar personal la domnul Lucian Stoian la Bacău, care de fapt este împreună cu domnul Lăcătușu de la Vidra, sunt părinții legumiculturii ecologice din România și vorbim săptămânal, de două pe săptămână la telefon și la orice, la cea mai mică problemă, căutăm să găsim soluții. Pentru că, deci, la un moment dat am fost și eu descurajat și am scos în jur de 500 de fire de ardei, a venit musculița albă. Ni s-a spus că tratamentul pe care îl aplicăm le va distruge sistemul digestiv, dar frica, având cultura mai mare de tomate, frica a făcut mai bine să le scoatem, să nu riscăm și să punem altele. Acum ce vedeți noastră aici sunt răsaduri produse la Institutul de Cercetări de la Buzău. Avem o colaborare foarte, foarte bună cu cercetător științific, doamna Floarea Burnichi. Și dânsii ne-au ajutat și cu ardeiul. Am scos în 24 de ore, ne-au venit 600 de răsaduri de ardei de la București, care au fost și plantate. Care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă un om care vrea să se îndrepte spre agricultură, legumicultură ecologică pură? În primul rând să fie serios, să nu se descurajeze și să urmeze anumiți pași. Acum și noi, când am plantat aici răsadurile, în 19 aprilie, după am plantat ardei, nu am știut să intervenim cu stropiri foliare imediat după plantare, pentru că sunt soluții care, tratamente pe care le faci după plantare. Nu am știut imediat. Când au apărut, ne-am alarmat. Deci trebuie făcute tratamentele de la sădire și până la ultima recoltare. Contează și pământul? Da, deci trebuie făcută analiza solului foarte bine, pentru că se poate interveni. Lipsă de magneziu, lipsă de calciu, lipsă de fosfor. Sau din contră, surplusuri. Surplusurile în special nu prea sunt. Noi aici am adus pământ de luncă, nu este pământul existent. Și anul trecut am folosit gunoi de oaie, care este în jur de 4-5 mii de kilograme la 1000 de metri. Deci l-am lăsat de toamna până primăvara și după aia toată procedura arată, freză și așa mai departe.
Deci, dacă bine am înțeles, mai mult decât dublu munca pentru legumicultura ecologică. Da, este cu totul și cu totul altceva, dar rezultatele merită, pentru că ce avem aici este vorba de sămânță păstrată de atâția ani. Deci, lor actuală Buzău, Institutul de Cercetări, au cea mai mare bază genetică din Europa Centrală și de Sud-Est de semințe. Au apărut în comerț tot felul de semințe tip Buzău, dar din păcate ambalate de, din străinătate. La noi în județ, știu pentru că am fost personal la Buzău, nu au distribuit semințe, deci nu ai avut de unde să le găsești. Asta e exact cum e cu celebra brânză de Sibiu pe toate tarabele din București. Sau cum a fost la televizor, vinde roșii de mușca sau cum, de matca. Matca și da. Ei erau săraci cu sub apă. Da, exact. Erau sub apă și ei vindeau. Pentru că este mult mai ușor și nu se ia. Eu am fost și citind presa și mai departe, a apărut la un moment dat în magazinul științific, acum vreo lună și ceva, că roșiile care au acel cioc sunt, folosesc două substanțe interzise în Uniunea Europeană pe care le procură, nu știu cum, care timpul de coacere este mult mai repede, 2-3 săptămâni, și atunci omul dă pe 3-4 rânduri, doamne, astea le-am cultivat, tu cu ele la piață, stau încă 3-4 rânduri și normal. Am fost în piață și chiar am zis, domne, haide să aducem un control, să le punem, domne, să le facă un control, să demonstreze că, într-adevăr, nu a scos un cuvânt, a lăsat capul în jos. Spuneați că un alt mic secret e un soi de rotație a da. Culturilor. Deci nu o să pui în fiecare an, am pus roșii, anul viitor ne gândim să punem fasole, castraveți, dovlecei. Deci culturile ecologice trebuie să fie într-o continuă schimbare. E foarte sănătos dacă ai pune pe o parcelă chiar și tutun. Tutunul îl folosești în toate, ce ai de tutun să le și... pentru tratamente, practic. Pentru tratament și plus că tutunul, asta e că de-aia toți luptăm împotriva fumatului, absorbe toate substanțele nocive și atunci lași, de exemplu, roșia asta dacă... Anul ăsta voi pune e roșie, anul viitor pun tutun, peste 2 ani pun roșie, va fi mult mai dulce garantat. Așa este. E bine cunoscut faptul că produsul ecologic e considerat un pic așa mai, un produs mai de nișă, e un pic mai scump. Reușiți să vă acoperiți cheltuielile? În niciun caz nu poți, pe lângă faptul că dăm așa la prieteni mai din sat, dar eu le dau cu 2,50 cât e pe piață, încă pe piață se vând cu 3,54. Eu nu pot să stau pe piață efectiv și din păcate, și dacă îi spui la om că domnule este un produs 100%, neîncrederea românilor actual este mare în tot ce ne înconjoară. Și nu crede, efectiv nu crede, dar sunt foarte, foarte, foarte multă lume vine la ora actuală la noi acasă după ce s-au convins, și, dar nu putem vorbi de o ridicare a prețului lor actuală. Dar din păcate, cum se știe, în România lucrurile la noi merg mai greu, nu, ideal ar fi să se facă o cooperativă, o... Da, ne speriem, ne speriem de cuvântul ăsta. Ne speriem, exact, dar celelalte țări îl folosesc și cu succes și îl aplică. O uniune de producători ecologici adevărat, care niciunul să nu greșească, atunci am fi atractiv pe piața europeană, care, iar repede, din păcate, pun mult mai mare accent pe acest soi de produse decât noi, care noi le avem cel mai la îndemână și solul cel mai bun pe care nu știm să ni-l valorificăm, din păcate, așa. Da, spun că ai putea atunci să intri pe piață, deoarece la orice lanț de magazine îți cere un grafic de aprovizionare, o anumită cantitate de pe sortimente, fasole, legume, arde și așa mai departe. Și atunci, dacă nu ești mai mult, nu ești într-o oasă, ca să poți să intri, degeaba, unul, eu, cu ce să mă duc? N-ai cu ce. Da, așa este. Și, din păcate, sistemul ăsta de retail vine cu aceste apăsări. Da, care ți le impun, clar, și în momentul în care ai clacat, ai ieșit de pe piață și faci ce știi. Așa este.
Deci tot la seriozitate ajungem. Cu asta am început și tot cu asta terminăm. Și cu asta va trebui să continuăm, într-un fel sau altul. Pentru că eu sunt convins că încet, încet lucrurile se vor decela, se vor așeza. Bun, probabil că vă rog să mă scuzați, dar sunt sceptic. Vă spun că sunt sceptic. N-a spus că de azi pe mâine. Probabil două, trei generații se vor așeza. E obligatoriu. Eu n-am ce face. Acum suntem amândoi născuți un pic mai de demult. Da. Ne gândim la cei care vin în urma noastră. Exact la asta mă gândeam, măcar dacă aș apuca în viața asta, să văd ceea ce am spus, să văd că s-a înființat și mai ales cum este tot terenul aici, pe lunca Străiului, cu pânza freatică foarte sus, cu terenurile care nu... E păcat. E păcat să nu se facă ceva. Dar nu știu dacă eu voi mai apuca să văd ceea ce ar trebui să facem. Revenim la ideea cu născuți în primă de mult, eu mă gândesc la copii, la nepoți, în primul rând. De asta m-am și apucat. Poate ne ajute bunul Dumnezeu ca ei să înțeleagă mult mai bine decât noi și poate măcar la ei schimbările astea de mentalitate să se întâmple efectiv. În primul rând m-am gândit, când m-am înhămat la această muncă, în primul rând m-am gândit la familie. Deci, în primul rând, măcar ei să mănânce sănătoși. Corect. Asta este, primul rând. Să avem de consum, de un bulion sănătos, deci primul lucru familia și după aia și la restul, că nu, asta e, trăim între oameni. Dar repet, din păcate pentru marea masă a consumatorilor, nu contează decât prețul, așa mai puțin este calitatea. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Primăria și Consiliul Local al Comunei Băcia, în colaborare cu Asociația Locală a Crescătorilor de Păsări și Animale Băcia, vă invită duminică 22 septembrie la cea de-a 13-a ediție a Târgului Expoziție Bălțata Românească. Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine Dacia vă invită duminică 29 septembrie la sărbătoarea oierilor hunedoreni, prilejuită de o nouă ediție a Târgului Expoziție de Oi de Rasă Țurcană de la Costești. Evenimentul este organizat cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local al Comunei Orăștioara de Sus. Societatea comercială Florust Forest SRL Hațec vă oferă servicii de curățire și igienizare a pășunilor, lucrări de îmbunătățiri funciare, exploatări forestiere și lucrări peisagistice. Florust Forest SRL Hațec execută adăpători pentru animale, fântâni și drumuri forestiere și prin pășuni. Florust Forest SRL Hațec. Știm ce trebuie făcut, știm cum trebuie făcut. Societatea comercială F&F Tiger 96 Comsrl Sunt Andrei vă oferă servicii profesionale de coșerit, hornărit, curățare sobe de teracotă, centrale termice și cuptoare pentru pizza. F&F Tiger 96 Comsrl execută și intubări de hornuri, precum și lucrări de montaj de hornuri și șeminee. Toate lucrările sunt executate folosindu-se scule profesionale și tehnologie de ultimă generație, în condiții de maximă curățenie și cu garantarea calității. Gândește-te la siguranța casei tale și a familiei tale. F&F Tiger 96 Comsrl. Meserie veche, tehnologie nouă. Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat pe lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi ziceți verișori. Asta chiar au gust, mă! Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor.
Doriți să simțiți gustul de roșii adevărate, ca și când ar fi fost culese din grădina bunicilor? Cele mai gustoase și sănătoase roșii le puteți găsi la Serele din Băcia, numărul 98. Comenzi se pot face și la numărul de telefon 0721 281 141. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi. De săptămâna viitoare reintrăm în normal, dacă putem spune așa. O să găsim ceva subiecte. Nu uitați, peste o săptămână ne întâlnim la Băcia, peste vreo două săptămâni la Orăștioara. Avem multe, 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 multe de făcut în toamna asta. De fapt, putem spune că intrăm în campania de toamnă, intrăm într-un nou an agricol. Ne revedem peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă!